Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Suntem la patinoarul Vacar Lajos din Miercurea Ciuc pentru finala Cupei României, ediția 2022. Sunt Teodor Avrămescu. Alături de mine se află Ioan Timaru, antrenorul coordonator al secției de hockey din Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Ioan, bine ai revenit la microfonul Steaua TV. La ce trebuie să ne așteptăm de la această finală? Bună seara și mulțumesc de invitație. Ce să ne așteptăm? Ne așteptăm la un joc bun din partea noastră și vă dați seama că și eu și toți suporterii steliști ne-am dorit să luăm o cupă după 6 ani. Steaua este după 6 ani într-adevăr în finală. Am avut un meci amical cu echipa din Miercurea Ciuc. De obicei nu contează foarte mult, totuși ce am învățat din acea victorie pentru că am bătut pe Miercurea Ciuc? Da, vă dați seama, acum o lună am fost la un turneu amical în Cârța, am jucat cu ei, am bătut cu 4-1, dar nu am putea să ne, sau nu știu, să nu reflectăm asupra rezultatului, fiindcă a fost început de sezon, nici ei nu au fost în turație maximă, cum nici noi nu am fost. Pentru noi a fost primul meci amical al sezonului. Da, e un reper, totuși a fost o victorie. Sper că astăzi să fie o victorie într-un meci oficial. Care ar fi aturile noastre și care sunt aturile echipei din Miercurea Ciuc? Aturile noastre sunt tinerețea, dorința de victorie. A celor de la Miercurea Ciuc, experiența. Au jucători cu foarte mare experiență. Au 4 linii aproximativ egale, valoric. Dar, na, știind și din anii precedenți, știm că echipa din Miercurea Ciuc au începuturile sezoane mai slabe, avem și noi șansa noastră. Cât de mult contează jucătorii străini dintr-o echipă și din cealaltă? Am văzut că echipa din Miercurea Ciuc are jucători din Canada, avem și noi din afara țării. Contează mult, fiindcă, din păcate, în țară nu avem jucători mulți. Jucători mulți avem de hockey, dar nu de mare valoare și trebuie să luăm din străinătate. Nu e o practică doar la hockey, e cam la toate sporturile de echipă din țară de la noi. Hai să vedem Steaua în echipament albastru. Va începe meciul. A început în acest moment oaspeții, de fapt echipa gazdă, Miercurea Ciuc, în tricouri deschise. Suntem în poartă cu Adorian și cu primul 5, Orban, Martinov, Georgescu, Mihnov și Rasulov. Pucul blocat la mantinelă, câte 2 jucători de fiecare echipă încearcă să scoată pucul din margine sau de fluierul arbitrului. Da, angajamentul va fi în zona neutră, fiindcă a fost blocat la mantinelă într-o ambuscadă. Deci nu e infracțiune, nu e absolut nimic. Jocul se reia din jumătatea terenului. Suntem cu linia a doua. Filip, Alexeev, Vasilev, Bashirov și Boldișar. O primă ocazie pentru ai noștri! Ratare! Prima ocazie pentru Steaua. Vasilev, cel care a trimis pucul spre poartă și i-a dat emoții portarului Otilo Adorian.
Steaua continuă atacul. Șut blocat. Creangă, cel care a șutat ceva mai înainte. Mă așteptam ca patinoarul Vacarlaiu să fie ceva mai plin, dar poate foarte mulți au aflat de transmisiunea Steaua TV și se uită la această finală a Cupei României pe Steaua TV. Repunere din terenul nostru. Iată, situație bună pentru Steaua. A trimis Robert Imaru spre poartă. Recuperăm din nou pucul, doar pentru moment. Schimbăm din nou liniile. A fost ocazia lui Mihnkov. Pasă greșită a lui Mihnkov. Foarte bine, Georgescu a intervenit la această fază. Să vedem șutul peste poartă al lui Bashirov. Parcă am început mai incisiv în aceste prime 3 minute. Încercăm să rămânem în jumătatea de gheață a ciucanilor. Va reveni dumneavoastră posibilitatea sau mai mult de a comenta, fiindcă trăiesc la intensitate maximă, nu-mi găsesc cuvintele. Poate după primul gol. Sper că cât înaintăm în meci să-mi revin și să pot să regăsesc și eu cuvintele. Cred că pentru mine mult mai bine ar fi fost să fiu în teren. În teren? În teren, nu, nici măcar la bancă, da, nici în teren. În teren m-aș fi exprimat mult mai bine. Jucăm în 4-2 minute eliminare. Roman Alexeev. Da. Din păcate avem o inferioritate. Sperăm să trecem cu bine peste ea. Trebuie să ne apărăm bine. Știm că echipa Ciucului au o posesie foarte bună a Bucului și în superioritate au un joc foarte bun. Da. Din păcate nu am rezistat decât 20 de secunde. Jucătorul cu numărul 17, Șofron. Șofron deschide scorul după 4 minute de la începerea meciului pe o situație de superioritate care se oprește acum pentru că au marcat gol. Da. 1-0 pentru Miercurea Ciuc. Suntem abia la începutul meciului. Da, și în turneul de pregătire, când am câștigat cu 4-1, tot ei au dat primul gol și noi am câștigat. Sper să se repete. E perfect. Începutul până acum este bun. Miercurea Ciuc a câștigat în semifinale cu 8-1 în fața Galațiului. Și ocazie bună a avut Mihnkov, Andrei Mihnkov, o situație bună de a marca.
Da, echipa Ciucului vor juca în inferioritate pentru 2 minute. Arbitru central a dat 2 minute pentru ținere. Deci vom juca pentru următoarele 2 minute în superioritate. Sperăm că vom reuși și noi să profităm de această superioritate. Numărul 95, Hugo Gheșe, cel care a fost eliminat 2 minute. Ocazie mare pentru Ciucan de data aceasta. Tamaș Biro a ratat. Și de la distanță, poate, nu. A fost șutul pe lângă poartă a lui Roman Alexeev. Kubat a agățat acest puc. Ne-am apărat bine în fața porții. Nu se dă nimic la căderea lui Sofron, autorul unicului gol de până acum. Și un jucător de la Steaua a trimis pe bancă, Joel Peter. Suntem și noi în următoarele 2 minute în inferioritate. Da, pentru 36 de secunde vom fi 4-4, după care vom trece în inferioritate. A fost o agățare imediat penalizată de arbitru. Ce ocazie a avut Steaua, o pasă excelentă dată de timar în fața porții. N-a putut fi fructificată cu gol. Recuperăm pentru moment pucul. Intervenise bine acolo Martinov. Da, din păcate ei au avut o ocazie, au dat gol. Noi am avut deja 3 ocazii clare. Nu am reușit să băgăm pucul în poartă. Martinov din nou. Sunt 2-1. Puc blocat! Cât de bine s-au apărat cei de la Ciuc, au blocat pucul până să ajungă la poarta lui Otilo Adorian. Da, degajare interzisă. Pucul se va repune din zona echipei din Miercurea Ciuc. Încă 54 de secunde de inferioritate pentru Steaua. Suntem în minutul 7, au trecut 7 minute de la începerea partidei. Din păcate, vom mai avea o eliminare de 2 minute. Nici n-am apucat să o epuizăm pe cea lui Joel Peter. Da. Din păcate, vom juca în inferioritate dublă. Vom juca în 3 pentru 17 secunde. Se
situația asta ar fi bine dacă am putea să scoatem angajamentul, să aruncăm pucul, să încercăm să... Da. Din păcate au câștigat angajamentul. Da, s-a fluierat, fiindcă pucul a atins tavanul patinoarului și se va repune pucul de acolo de unde a plecat spre tavan pucul. Alexander Vasilev, cel al doilea eliminat, care se află pe banc, încă 10 secunde din suspendarea lui Joel Peter. Andrei Filip a trimis în față. Da, e bine, jucăm în 4, nu știu cât de bine, dar tot e mult mai bine să joci în 4 decât în 3. Cam aceeași fază ca la primul gol, cu pas din colțul patinoarului și șofron șut din bucată. A prins de data aceasta Orsa Dorian. Se spune că nu e nicio legătură de rudenie între portarul Stelei Orsa Dorian și Otilo Adorian, portarul celor de la Ciu. Da, Orsa Dorian este băiatul fostului jucător al Stelei. A jucat cu noi în echipă, Iosef Adorian, care a și jucat pe la Brașov. Nu cred că e un iubitor al hocheiului care să nu știe de Iosef Adorian. Îl pune presiune pe noi, să vedem această fază. Scapă Steaua fără gol. Tihamer Bețe, capitanul Ciucanilor, a avut o fază bună. Să vedem acum această situație. N-a reușit să țină de puc Martinov. Felix a descurcat foarte bine, dar este singur în acea parte a patinoarului. Întors către Creangă. Pierdem pucul în spatele porții Ciucane și situație bună pentru Ciuc, pentru șut. I-am blocat bine. Haciov avea posibilitatea să șuteze. Blocăm din nou și a doua oară. A ratat Sofron șutul și acum situație care putea fi periculoasă. Scapă pucul de sub control Bashirov. Staci. Mare ratare pentru Ciuc. E bine că jucăm 5-5, sper să nu mai avem eliminări. N-am reușit să pasăm în fața porții, acolo unde se afla Joel Peter. Situație bună a avut numărul 38 de la Miercurea Ciuc. Da, dar e bine că Adorean a prins câteva pucuri. Încă unul. Da, bine, nu a fost un șut atât de periculos, mai mult a fost un puc aruncat pe poartă. În interesul echipei de a face un angajament în zona de atac. Ciucanii schimbă liniile. 9 minute și 9 secunde din prima repriză. Ciucul conduce Steaua în finala Cupei României cu 1-0. Gol înscris de Sofron. Repet angajamentul. Da. Probabil nu au respectat aruncarea pucului arbitrului și au o amânare.
la a doua greșeală de genul ăsta, dacă acum fac o greșeală de genul ăsta, au două minute echipa Ciucului. Gescu aproape să agațe un puc, a făcut în cele din urmă Boldișar. Șut de la distanța lui Creangă. Da, din păcate offside. Da, e foarte important să jucăm 5, să nu facem infracțiuni. Fiindcă echipa Ciucului, după cum am spus, au jucători cu experiență și imediat fructifică orice posibilitate, orice superioritate. A fost până acum un joc cursiv, n-am avut foarte multe întreruperi. Liniile s-au schimbat rapid. Și chiar un joc echilibrat. Da, a fost echilibrat, dar trebuie să băgăm cu poartă noi. Hai, până la final reușim egalarea, până la finalul primei reprize. Exact, șutul spre poartă, periculos, asta a lipsit Stelei până acum. Cam atac întârziat, a fost de două minute, dar na, dacă nu a dat. Ierici a pierdut crosa, face schimbarea. Încercat poarta de la distanță, Skaciov. Poate acum. Bun, bun. Trebuie să punem mai multă presiune pe jucătorii din Ciuc. Da, dacă am fi să luăm puțin avantaj pentru cei din Ciuc, ar fi meciul de săptămâna asta cu Galațiu. Au un meci în plus. Noi de la turneul de la Cârța nu am mai avut niciun meci. Și contează foarte mult. Dar suntem în joc, se joacă. Când veneam în tribună la comentariu, unul din suporteri a strigat după mine și mi-a spus că ce șanse, 50-50%, că o să vedeți voi că o să fie 7-0 pe prima repriză. Și i-am spus că noi o să câștigăm și după meci îl aștept să dea o bere la bar. Hai să vedem!
5 minute 37 de secunde din prima repriză a finalei Cupei României. Mierculeaciu conduce cu 1-0, a recuperat Filip pentru moment, Steaua rămâne însă în continuare în atac. Vasilev. Filip. Ce greșeală era să facă Filip. Faza încă nu s-a încheiat, se așteaptă un șut de la distanță. Avem posibilitatea acum, 3 contra 3 și e ocazie mare pentru Steaua. Andrei Filip a respins Otilo Adorian. Trebuie să răzbunăm aceste ocazii. Florin Creangă a încercat și el poarta ciucanilor. Da, un puc prins de Adorian va fi angajament în zona noastră de apărare. Foarte bine, Joel Peter a recuperat pentru Steaua. Blocat însă în mantinelă de Reșec. Din nou agățăm un puc, Filip. Da, offside din păcate. Joel Peter a încercat să intre singur în zonă și unul din colegii a intrat în offside. Da, din păcate când trebuie să tragem la poartă, nu tragem, când nu trebuie, atunci tragem. Dar, da, meciul e la început. E bine că avem ocazie, e bine că punem presiune pe poarta lor, da. Nu înțeleg ce s-a flerat acum, o degajare interzisă. Da, probabil nici arbitrul de centru nu a înțeles ce degajare interzisă a fost și puncul se va relua de la mijlocul terenului. Încă 2 minute și 42 de secunde din prima repriză. Finala Cupei României în direct pe Steaua TV, Steaua Miercurea-Ciuc. 1-0 pentru ciucani, gol înscris de Sofron. I-a ținut crosa lui Filip la o altercație în colțul terenului. Ba, nu cred că ar trebui să facem, în primul rând, noi. Camer Beț.
ceva de genul ăsta, fiindcă ar trebui să ne preocupe mai mult jocul și să încercăm să profităm de absolut orice infracțiune de-a lor. Da, să așteptăm să vedem ce decizii vor lua arbitrii. Sper să nu jucăm în inferioritate. Bashirov îl văd trimis pe bancă două minute. Da, înainte de altercație, mâna arbitrului era ridicată, deci o infracțiune pentru Mercurăciuc. Normal, nu știu ce s-a întâmplat, n-am văzut exact ce s-a întâmplat ulterior, dar sper și cred că vom juca în superioritate pentru următoarele două minute. Pe Bashirov pe banca suspendaților. Da. Și Reiș, două minute la echipa din Ciuc. A trimis și Clark Garrett. Da, vom juca în superioritate două minute. 5 contra 4. 5 contra 4, da? Pentru următoarele două minute. Dar nu înțeleg de ce se angajează în jumătatea terenului. Că normal la o eliminare ar fi trebuit să angajamentul să fie în zona în zona celui care a fost eliminat. Da, bine, nu contează. Important e că jucăm în superioritate. Avem profitat de acest sperăm să fructificăm și noi superioritatea. Peter Jules, numărul 77. Jocul continuă. Am înțeles. Am avut un jucător căzut. Da, da, bine, jocul se continuă. Nu am înțeles de ce, ce s-a întâmplat acolo. E deja a doua solicitare a echipei noastre. O crosă ridicată. A fost adineori în fața porții când același jucător cu numărul 70 de Showfront a fost într-o, nu știu, o simulare, adică agățat sau s-a întâmplat ceva. Acum văd încă un jucător de al nostru care văd că e lovit, a mers la bancă, același jucător. Da, arbitrii nu au dat nimic, înseamnă că nu a fost nimic neregulamentat. Sperăm dacă totuși sunt infracțiuni, arbitrii să vadă și să nu tolereze, fiindcă nu neapărat să avantajeze pe cineva, dar jucătorii se irită în momentul în care arbitrii dau eliminări și nu dă bine unei finale. Mai puțin de un minut de superioritate pentru Steaua.
șiu de la distanță al lui Rasulo. Hop! A, două minute clar. Același jucător cu numărul 17. Foarte, foarte obraznic. Foarte posibil să-l ia și ai noștri la... Da, din păcate, împins. Din păcate, de aici se pornesc toate... E chiar capitanul lor, Tihamer. Nu, nu, este vorba de jucătorul cu numărul 17, Șofron. Da, e atac, atac prin spate, două minute clar. Da. Probabil nu a avut vizibilitate arbitru de nu a văzut. Publicul ciucan este unul bun cunoscător de hockey, însă deciziile care sunt împotriva lor nu le acceptă. Cu siguranță, nici noi nu am acceptat. Dacă sunt corecte? Da, asta vreau să, asta am și vrut să remarc. Dacă e corect, trebuie să, până la urmă, trebuie să domine fair play-ul. La o greșeală de arbitraj, echipa din Mircea Crăciuc e în inferioritate și a oferat o degajare interzisă. Probabil nici ei încă nu s-au trezit în sezon. E, și pentru ei e începutul sezonului și fac greșeli destul de mari. Ultimele 8 secunde din această primă repriză a finalei Cupei României de ediția 2022, Steaua și Miercurea Ciuc. Da, între timp jucătorul din Miercurea Ciuc, jucătorul din Miercurea Ciuc e inspirat eliminarea. E bine pentru noi că facem un angajament la ei în zonă când mai sunt 8 secunde din prima repriză. Ar fi bine să scoatem un angajament și să tragem la poartă. Așadar, 1-0 pentru Miercurea Ciuc, unicul gol marcat de Șofron. Acesta este scorul după prima repriză. Luăm și noi o pauză și ne vom întoarce după un sfert de oră cu reprizele a doua și a treia. Rămâneți cu Steaua TV!
Ne-am reîntors cu repriza a doua a finalei Cupei României. Suntem la patinoarul Vacar Live din Miercurea Ciuc. Miercurea Ciuc conduce pe Steaua cu 1-0, unicul gol înscris de Sofron. Să vedem ce se va întâmpla în repriza a doua. Sunt Teodor Avramescu, alături de mine se află Ioan Timaru. Ioan, ce concluzie putem trage după prima repriză? Multe ocazii, puține goluri. Da, un meci destul de bun pentru începutul de sezon. Un meci în adevărata... O finală. O adevărată finală, exact. Sper ca ambele echipe ușor, ușor să intre în joc și să vedem un joc bun. Asta e cel mai important lucru. Steaua cu prima linie, Orban, Georgescu, Rasulov, Mihâncov și Martinov. În echipament albastru, echipa Steaua, în tricouri albe, sau Blomarin, Steaua, și în echipament alb, echipa din Miercurea Ciuc. Un angajament din jumătatea lor de gheață și ocazie pentru Steaua. Am avut foarte multe ocazii în prima repriză, din păcate n-am reușit să marcăm. Da, am avut cred că 5-6 ocazii care puteau ușor fi transformate în gol, dar ăsta e hockey, și ei au avut. Dar una peste alta e bine că suntem în joc și e a doua degajare interzisă pe care ei au făcut-o în 19 secunde. La fel, un angajament deficitar a echipei din Miercurea Ciuc. Se repetă angajamentul, dacă mai fac o încălcare a regulamentului până se aruncă pucul, vor fi penalizați cu 2 minute pentru tragere de timp. Știgăm angajamentul. Acum această ocazie, șut aprat de Otilo Adorian. Încă o ocazie pentru Steaua. A avut culoar de șut jucătorul nostru. Da, Filip Andi. E, cred că, a doua, a treia ocazie pe care o are. Exact. Dar e bine că suntem în zona lor, îi atacăm. Ei au schimbat liniile la 32 de secunde, noi încă ne menținem cu linia întâia pe gheață. Este în continuare un joc deschis oricărui rezultat. E degajare interzisă, fiindcă noi am aruncat puc, am ajuns primii la puc. Din păcate, gheața ne face figuri. Nu a înghețat bine apa. Da, e cam umedă, cam sclipește, da, să zic așa. E cald și în patinoar și din cauza asta nu e înghețată apa. Câte patinoare avem în România? Sperăm că patinoarul din București va fi gata! Va fi gata la anul și poate finala o vom juca anul viitor. Da, e ușor de penalitate pentru echipa din Miercurea Ciuc. Jucătorul din Ciuc a scăpat spre poartă și jucătorul nostru l-a ținut să meargă spre poartă. E șut de penalti. Da, cam ăsta e sportul. Am stat un minut jumate peste ei în zonă. Au scăpat odată și au obținut un șut de penalitate. David Staci, față în față cu portarul nostru. Este 2-0. Foarte devreme pe începutul reprizei a doua, își măresc avantajul hocheiștii din Miercurea Ciuc. Da, în hockey ca și în fotbal, ca în orice sport, 2-0 nu e absolut nimic.
dacă un pic ne-am concentrat mai mult în faza de finalizare, să dăm și noi un gol, siguranța altfel ar fi fost să... Maru a recuperat focul. Szilárd Rocali s-a aflat față în față cu portarul nostru. Încă o dată Ciucani schimbă liniile. Masă ocazia după poartă, a încercat Martinov, recuperăm pucul. Nu știu cum nu văd arbitrii, deci un jucător de la Miercurea Ciuc a dat pucul din zona noastră și au considerat că am aruncat noi pucul și au considerat că e degajare interzisă. Offside, clar. Da, cred că e dublă eliminare. Nu am văzut exact ce s-a întâmplat. Nu era în zona pucului. Am văzut la angajament o altercație între Filip și Fodor, da. Ei doi au continuat și arbitrul i-a eliminat. Filip e deja în banca acuzaților. Da, da. Da, și Fodor, da. Dublă eliminare. Da, se joacă 4 la 4. Normal, ritmul va crește un pic, că spațiile sunt mult mai mari. Încă ocazie. Roman Alexeev, singur cu portarul, n-a reușit să
trimite pucul în poartă. Pe Filip de o intervenție. Golul de 3-0 pe o frumoasă combinație. Balaș Peter face 3-0. Adică pentru jucător de la Miercurea Ciuc. Vom juca în superioritate 2 minute. Abia scăpasem de situația dublă, cei drept. Da, am spus că în 4-4 jocul e mult mai aerisit. Noi am avut ocazie singur cu portarul, nu am reușit să dăm gol. În schimb, pe contraatac ei au fructificat. Da, ăsta e hockey-ul, sunt jucători cu experiență. Și cum prind o ocazie, cum o fructifică. David Staci este pe banca suspendaților. Steaua continuă atacul. Alexeev trimite spre poartă. Poate vom reuși să profităm de această superioritate. Cergo. Șut slab.
apără bine Orsa Dorian. Bashirov, Vasilev. Din nou Vasilev. S-au pus bine Farkas. Șut pe lângă a lui Florin Creangă. Rasulov. N-avea cum să strecoare pucul. Foarte mulți jucători în față. Ladai apără încă o dată Orsa Dorian. Blocat pucul în mantinelă. Da, bună intercepția ciucanilor. Prin numărul 37, Clark Garrett. Un canadian venit anul acesta la echipa ciucană. Fluierase. Da, era o infracțiune amânată până cei din Mercurea Ciuc atinge pucul. Nu știu de ce sunt supărați. Atât timp cât au tras la poartă, era normal că se fluieră. Știu regulamentul, nu știu de ce au fost supărați și încearcă să contrazică decizia arbitrului. Clark Garrett, cel trimis 2 minute pe bancă de la echipa din Miercurea Ciuc.
Iată o recuperare și să vedem. Bună intervenție la Dorian. O minge pierdută la jumătatea terenului. Situații de superioritate, din păcate n-am reușit să le valorificăm. Da, na, sunt patinatori buni, joacă bine și în inferioritate echipa Liverpool. După cum v-am spus, la începutul sezonului, din păcate, nu am avut decât 3 meciuri de pregătire și asta spune cuvântul. Au expirat cele 2 minute de superioritate. Vom juca 5-5. Foarte obstrucționist Clark Garrett. Provocator. Da, e stilul lui. A mai jucat un sezon la Brașov și cam ăsta e stilul canadian, dar parcă el e super canadian. Fiecare puc, fiecare decizie arbitrului o comentează. Toate contactele care le are cu adversarul sunt la limita limitei, dar ăsta e stilul lui. De obicei, când se provoacă câte un incident pe gheață în Statele Unite, în Canada, este aplaudat de public, savurează momentul. La noi se fluieră, acolo chiar arbitrii lasă așa bătaie până când unul cade pe gheață. Da. E lăsată, face parte din spectacol. E văzut ca o agresiune. E adevărat. Nu e văzut ca o agresiune. Depinde și felul de agresiunii cum e. Dacă faci genul ăsta, că te duci peste portar și începi să impui în casa adversarului, nu e ok. Într-adevăr, în America e un joc agresiv, e permis. Sunt bătăile permise, dar să ne uităm că sunt câtuși decât fair play, adică te poți bate în limita regulamentului. Ai mănușile în mână, nu lași mănușile, nu lovești cu crosa, nu scuip sau fac alte incidente. La noi, din păcate, dacă vedeți, multe lovituri cu crosa și provocări inutile. Uitați, barare, ia uitați cum presează. S-a urcat peste al nostru. Deci despre asta vorbim. Agresiunea, nu asta înseamnă să te duci la adversar, să dai cu crosa peste gât. Da, același jucător cu numărul 17, care a mai avut vreo 3 care ar fi trebuit penalizat. Nu știu de ce are ieșirile astea, cred că sunt... Rizvan Șofron. Da. E o regulă nescrisă în hockey, deci careul portarului e exact cum e casa fiecărui om. Deci acolo pur și simplu nu are ce să caute adversarul și nu înțeleg de ce frustrările de genul ăsta. Fiindcă nici la ei în careu nu ai voie să stai, nici la mine în careu nu ai voie să stai. E o regulă scrisă a hockeyului.
Eliminat două minute, Ișvan Șofron, autorul primului gol. Încă 6 minute și 56 de secunde din repriza a doua. Mier Curaciu conduce cu 3-0. Steliștii, multe ocazii, niciun gol deocamdată. Timp mai este. Corect. Nu știu de ce publicul, bun cunoscător, nu. Tamaș Aron Biro trimis și el două minute pe bancă. Da, important e ca noi să ne păstrăm calmul și să încercăm să fructificăm ieșirile necontrolate. Să ne vedem de joc. Da, păi... nu răspunde la provocări. Da, avem posibilitatea un minut și 43 să jucăm în dublă superioritate. Ei vor juca în 3 și noi în 5. Da, e momentul să punem puțin mai multă presiune pe poartă și să încercăm să băgăm pucul în poartă. Da, am scos angajamentul, ceea ce e bine. Siguranță vom face un atac pozițional până vom găsi o breșă în care să atacăm poarta. Fază! Pucul rămâne la noi. Mihâncov. Căutam culoare către poarta Ciucanilor. Și... nu vrea. Insistăm, trebuie să insistăm. Rasulova a tras și la poartă. Continuă presiunea stelistă. Pucul ajunge în plasă. Schimbăm liniile. Am avut, cred că, 5 șuturi la poartă. Nu reușim, nu reușim. Avem 36 secunde cu 2 oameni în plus. Și apoi încă 53. Foarte important să câștigăm angajamentul, să reușim să-i poziționăm. Chiar să marcăm un gol, să spargem gheața. Da. Cergo, Alexeev. Otilo Adorian. Nu reușim. Mai avem o secundă de dublă superioritate. Șut periculos al lui Șofron, reținut de Ors Adorian. Nici 5 contra 3 n-am reușit să înscriem. 4 minute și 36 secunde din repriza a doua.
Martinov a încercat poarta în apropiere, n-a reușit Georgescu să trimită în plasă. A expirat eliminarea, 5-5. Văd că te frămânți aici lângă mine. Da, avem o sumedenie de ocazii și nu reușim să băgăm pucul în poarta. Silar Dorban trimis pe bancă 2 minute de la echipa Steaua. 3 minute și 13 secunde rămase din repriza secundă a Cupei României. Miercuri Ciun conduce Steaua cu 3-0. Sofron Stat și Balaș Peter au marcat pentru echipa din Miercuri Ciuc. Gol marcat de Miercuri Ciuc, numărul 13, Karel Kubat. Jocul din inferioritate nu ne avantajează deloc. Iarăși un gol primit pe fondul unei eliminări.
dar nu am văzut exact, dar tot jucătorul canadian cu numărul 37, clar, era în zona aia, iar un jucător de la Steaua e accidentat. Andrei Filip se retrage pe bancă. Steaua schimbă liniile. Da, din câte se pare la bancă chiar are sânge. Dar nu știu, sunt patru arbitri, ar fi trebuit să acopere tot terenul. E clar o infracțiune. Dar, na, dacă nu au văzut, înseamnă că trebuie să mergem mai departe. Blocat Rocali. Aaron Reis luptă acolo pentru Ciucani între trei steliști. Pasă greșită și offside. Da. Încă 52 de secunde din repriza a doua. Și au mărit mult avantaj în această repriză a doua a jucătorii din Miercurea Ciuc. De trei ori au marcat. Steaua a avut chiar și superioritate. Cu doi oameni în plus au blocat ciucanii toate culoarele spre poarta lui Otilo Adorian. Ocazie bună, încă o dată Martinov ratează. Bineînțeles, sunt frustrat și la bancă, la ei văd că cel obstrucționat a agresat un membru al staff-ului care nu a închis banca. Deci pur și simplu nu a fost o eliminare. Doar că nu a fost banca bine închisă. A venit apoi Gheșe și a încercat să facă și el dreptate. Să vedem ce decizie vor lua arbitrii. Da, nu am înțeles eliminarea asta de ce a fost, fiindcă a fost o blocare la mantinelă, dar din păcate chiar în zona băncii și a porții de ieșire pe bancă și s-a deschis poarta. Probabil aia li s-a părut arbitrilor o duritate în plus, dar cu ce a fost de vină Georgescu că nu a fost bine închisă poarta, nu știu. 5 minute? Da. Sunt trecute pe tabelă. Asta înseamnă că vom juca un sfert din repriza a treia în inferioritate. Da. Ce
Și aici se încheie și repriza a doua, 4-0 pentru Miercurea Ciuc. Au mai marcat în repriza a doua Staci, Peter și Kubat. Ne vom reîntoarce cu ultima repriza finalei Cupei României dintre Steaua și Miercurea Ciuc. Din păcate, aproape un sfert din următoarea repriză și ultima, Steaua o va juca în inferioritate numerică. Revenim după pauză.
Ne-am reîntors de pe patinoarul Vacarlaiu și în direct pe Steaua TV cu repriza a treia finale Cupei României dintre Steaua și Miercurea Ciuc. Ciucanii conduc cu 4-0. Lângă mine se află Ioan Timaru, mare hocheist al Stelei și al Naționalei României. Ioan, la ce să ne așteptăm la această ultimă repriză? Eu sper ca în ultima repriză să putem să reușim să dăm și noi să dăm gol, fiindcă am avut foarte multe ocazii și ce să, un joc frumos și sper ca la final cea mai bun să câștige. Până la urmă trebuie să fim fair play. E o echipă bună, Ciucu, și noi jucăm destul de bine, trebuie să fim optimiști, trebuie să fim pozitivi. E bine că suntem aici și sperăm ca pe viitor să putem să fim în patru, să ne calificăm în play-off. Asta nu înseamnă că e totul pierdut. Eu mai sper, 4-0 se poate întoarce în două minute, nu e problemă la hockey. Da, am avut în repriza a doua o situație hilară, să zicem așa. Avem un om suspendat aproape un sfert de repriză pe numărul 22, Florin Creangă, pentru că ușa de la banca noastră nu s-a închis foarte bine. Suntem în inferioritate, trebuie să spunem asta. Este finala Cupei României. Mie foarte posibil, este din reflex, fi spus de câteva ori, minge în loc de puc, dar asta este, se mai întâmplă, nu sunt comentator de hockey. Eu zic că important este că cei care iubesc hockey-ul pot vedea finala Cupei României pe canalul nostru de YouTube și cred că vor fi peste 5.000 dintre iubitorii hockey-ului, ceea ce n-ar fi încăput 5.000 de oameni aici pe patinarul Vacarlaios. Românii de oriunde pot vedea și au avut de-a lungul anilor multe transmisiuni din foarte multe sporturi aici pe Steaua TV. Acum a fost rândul hockey-ului. Dominare a celor de la Miercurea Ciuc pe această superioritate. Ei au reușit să valorifice, noi încă, din păcate, n-am reușit. Am avut chiar și situații de 5 contra 3, iar ciucanii s-au apărat foarte bine. Și acum pun presiune pe partea noastră. Orsa Dorian a scos foarte multe pucuri care ar fi însemnat gol și acum are o intervenție foarte bună și este gol marcat de ciucani. Se face 5-0. Raportul șuturilor pe poartă, dacă prima repriză noi am tras de 9 ori, echipa din Ciuc a tras de 17 ori și a fost 1-0. În repriza a doua, unde ne-am apropiat de noi cu 7 șuturi, ei cu 9 șuturi, noi am primit 3 goluri. Din păcate, jocul în inferioritate nu ne avantajează deloc. Drept dovadă, iarăși, al treilea gol în meci în inferioritate numerică. Iha Merbețe a marcat primul gol din această repriză. Da, eliminarea de 5 minute care a primit-o Georgescu fără drept de a intra dacă primim gol. Drept urmare, mai avem 2 minute de inferioritate. Tot nu am înțeles, am încercat să mă interesez care a fost infracțiunea, dar nu a știut nimeni să-mi explice. Dacă vorbeam în repriza a doua de joc dur, cam ăla a fost un tampon de joc dur și joc fără eliminare. Dar, la fel, numărul 17 de la Miercurea Ciuc a avut ceva de obiectat și, în sfârșit, văd că unul din arbitri a văzut și l-a dat două minute afară. Nu e prima infracțiune care o face, dar... Arbitrii au permis mereu acest
joc la limita regulamentului. Ciucul, o echipă mai rodată și în acea competiție MOL, da, care, în care au adversari mai puternici. Da, am mai avut o ieșire nervoasă la banca de pedepse, jucătorul eliminat, văd că arbitru s-a dus și l-a avertizat doar, ceea ce nu e ok. Infracțiunea trebuie sancționată, nu mergem că te păsuiesc. Sofron a eliminat și el de la Miercurea Ciuc, suntem egalitatea. Centru, nicio problemă pentru Otilo Adorian. Jucătorul nostru a intrat, suntem în superioritate. Încă 30 de secunde. Da. Da, încă eliminare a echipa din Miercurea Ciuc. Avem 5 secunde, 4 secunde de dublă eliminare. Aaron Reis, trimis și el pe bancă, pe banca suspendaților. Șut la poartă, prins de Otilo Adorian. Ține Sofron. Nu reușim să... Da. Dacă nu e Sofron, e clar Canadianu, cam ăsta e. Nu aș vrea să fiu răutăcios, dar nu știu, chiar nu știu de ce l-au adus pe canadianul ăsta la Miercurea Ciuc, fiindcă a fost campionul eliminărilor la Brașov și nu cred că asta le trebuie lor să... Da, 10 minute nesportivitate. Tamaș Radoi, provocator, trimis și el
Încă două minute. Eliminare, numărul 37 de la Miercurea Ciuc. Dar și un stelist. Din păcate a provocat jucătorul ciucan pe Andy Filip și a primit și Andy o eliminare de două minute. Dar probabil își doresc și foarte mult și face niște greșeli elementare. Am fi avut dublă eliminare, dar acum cred că jucăm doar 4-3. A, nu, nu. E pedeapsă personală, Andy Filip. Da, se schimbă liniile. E proaspăt. 5-0 pentru ciucani. La eliminare pentru echipa noastră, vom juca în superioritate 4-3. Martinov, trimis și el pe bancă. Da. Două minute. A fost o degajare iarăși nevăzută de arbitru. Patru arbitri pe gheață și să nu vadă anumite infracții. Încă o bară, poate încă un șut de la distanță.
Prinde pucul Orsa Dorian. Parcă prea ușor ajung în fața porții noastre. Da, e, se joacă pe contre. V-am spus, sunt un jucător cu experiență la Miercurea Ciuc și cunosc jocul foarte bine. Au meciuri multe, joacă în Liga Erste, bineînțeles, încă nu au jucat sezonul ăsta. Experiența rămâne. Dar experiența, bineînțeles. Sunt jucători mult mai maturi ca ai noștri. Nu știu dacă ei au 3 sau 4 jucători sub 30 de ani. Majoritatea sunt undeva la 30 de ani, jucători cu experiență. Se spune că în hockey cam acolo e jucător cop în jurul vârstei de, în jurul vârstei de 30 de ani. Media de vârstă a echipei ciucane este de 28 de ani, e la noi de 25 de ani. Cu o intervenție bună a portarului stelist. Rapidă pentru Steaua, să vedem cum va fi finalizată, blocat în cele din urmă Martino. Fodor a pierdut cel pucul pentru Ciucani. Cubat, șut pe lângă poartă, a recuperat rapid Ladai. Bună intervenția lui Georgescu. O minută și 13 secunde din această partidă, din această finală a Cupei României, ediția 2022. 5-0 pentru Miercurea Ciuc. Pe reprize am avut 1-0, 3-0 și un gol marcat și în această a treia reprize de Bețe. Blocat șutul lui Cășăneanu. Gol! Gol! Mie mi s-a părut că a fost gol. Doar mi s-a părut, probabil. Atâta timp cât nu e arbitru de poartă, nu putem să
Să spunem, meciul a avut ritm, a fost cursiv, au fost faze care au alternat rapid de la o poartă la cealaltă, fără multe întreruperi. Da, într-adevăr, din păcate pe noi ne avantajează jocul în inferioritate. Am primit 3 goluri, am avut și un șut de penalitate. Una peste alta, eu zic că a fost un meci frumos. Din păcate, pentru noi nu putem să băgăm puc în poartă. Acum văd că analizează dacă a fost gol sau nu. Acum putem vedea dacă doar ni s-a părut sau chiar a fost gol. Chiar mi s-a părut că a fost gol. Și mie la fel. A lovit plasa în spate și a revenit. Și mie, dar acum aproba video ne va spune dacă am văzut bine sau nu. Ar trebui să le spunem suporterilor steliși că avem o echipă bună, avem o echipă în plină dezvoltare. Vom crește fiecare zi cu siguranță. Din câte am înțeles, avem șansa să jucăm, s-ar putea, pe patinoarul de la Otopeni. Deci îi vom aștepta la Otopeni dacă ne va permite să jucăm acolo meciurile. O echipă tânără și sunt convins că pe finalul sezonului ne vom atinge obiectivele. Bineînțeles, asta în speranța că în 2023 va fi inaugurat patinoarul. S-a început. Vedem și finalizat și primarul Băluță a promis că va pune la dispoziția atâta hocheiștilor, atâta echipei de hockey Steaua și a tuturor iubitorilor de sport pe gheață din București. Da, va fi un lucru mare și important pentru secția de hockey, fiindcă avem ani de zile de când nu putem juca în patinoar și asta se vede și se simte chiar și în finala asta pe care noi o disputăm acum, fiindcă nici suporterii noștri, dacă ne aducem aminte când am jucat ultima finală, am avut foarte mulți susținători în tribună. Din păcate, parcă puțin s-a răcit, dar noi sperăm ca pe viitor să vină la patinoar, fiindcă vedem și noi și știu și ei că e un joc frumos și chiar e... Și cu cât îl vom vedea chiar și la televizor sau dacă vom avea patinoare în care să vină publicul, să fie loc și pentru public, vor atrage și copiii și tineretul și publicul care va veni doar să urmărească, așa cum sperăm noi că le-a plăcut și transmisiunea noastră, meciul acesta, 5 goluri până la urmă. Da. Să vedem ce decizi. Da, din păcate noi nu am văzut bine. Da. Nu a fost gol. Noi am fost luat furați de fază, dar arbitrii au stat de 3-4-5 minute și se uită pe video și tot s-au lămurit. Noi, în febra jocului, așa am văzut. Rămân 6 minute și 50 de secunde din finala Cupei României. Acest meci poate ar fi trebuit să se joace pe un patinoar neutru, dar din câte am înțeles că era singura gheață disponibilă. Patinoarul de la Galați nu avea gheață
Și nici aceasta de aici n-a arătat nemaipomenit, trebuie să recunoaștem. Nu, din câte știm noi, programarea acestei finale era făcută înainte, în sezonul trecut, prin sezonul trecut. Drept dovadă că a ajuns și eu cu un final, a trebuit să treacă de Galați săptămâna trecută. Așa bine puteau să fie cei din Galați în finală. Dar urmezi Steaua Galați la miercurea ce... Așa a fost programat, așa probabil, așa se și disputa. Deci așa era programat la miercurea Ciuc. Deci nu e că doar patinoarul din miercurea Ciuc funcționează, fiindcă funcționează și cel din Gheorgheni, și cel din Brașov la ora asta, și cel din Cârța. Dar federația de anul trecut, din sezonul trecut, a stabilit că aici se va juca finala. Ambele echipe schimbă liniile și va fi o repunere din jumătatea Ciucanilor. Da, va fi o degajare interzisă, care bineînțeles nu o fluieră, nu știu de ce. Șeneanu a primit de la Cubat, schimbă pe partea cealaltă către Norbert Rocali. Portarul în spatele porții n-are voie să joace păcul decât în acel trapez, în acea zonă mică. Rasulov. O pasă în fața porții, Georgescu n-a reușit să pună crosa, să împingă pucul în poartă. Acum ocazie uriașă pentru Aaron Reis. Culoar de șut, dar prinde pucul în mănușă Adorian. Mai puțin de 3 minute din această finală. Miercurea Ciuc conduce cu 5-0 pe Steaua. Ratare uriașă și a lui Balas Peter. Thank you.
coratarea Ciucanilor la câțiva centimetri de poartă n-a reușit Norbert Rocali. Mai puțin de un minut și jumătate. Blocat Cășeneanu foarte bine de Orban. La rândul său a fost blocat și Martinov. Ultimele 39 de secunde. Cu eliminare de 2 minute, Tamaș Farcaș de la Miercurea Ciuc trimis pe banca suspendaților, dar nu va mai conta foarte mult. 30 de secunde din această finală. Filip. Aproape de a marca în ultimele secunde. 2 secunde mai sunt și se mai încing un pic spiritele. Un ultim șut al steliștilor și aici se încheie finala Cupei României, ediția 2022. Miercurea Ciuc învinge cu 5-0, pe reprize 1-0, 3-0, 1-0. Ioan Timaru, ce concluzie putem trage pentru acest meci, pentru această finală și pentru echipa noastră Steaua? Da, dacă zilele trecute declaram că aveam șanse 50-50, am crezut în ele. Dar, din păcate, m-am înșelat prin prisma rezultatului, fiindcă jocul... Ai gândit și cu inima. Probabil, dar am văzut echipa din Ciuc săptămâna trecută în meciul cu Galațiu. Știam cum jucăm noi, am văzut la Cârța și chiar eram oarecum optimist. Nu spun că am făcut un meci rău, însă rezultatul nu ne avantajează. Una peste alta, cred că am făcut un joc bun. E bine că suntem aici, am jucat finala Cupei României. Dar acum trebuie să schimbăm placa, trebuie să ne concentrăm pe campionat și sperăm ca la finalul sezonului să prindem play-off-ul. Avem o echipă bună, un portar bun, doi antrenori tineri care sunt dornici de afirmare, așa că nu ne rămâne nimic decât să muncim în continuare și să ne atingem obiectivul. Care au fost punctele bune, totuși, ale Stelei din acest meci? Primul punct bun, care apreciază și vedem și noi și suntem aici, facem parte din el, fiindcă am ajuns în finala Cupei României. Al doilea punct bun e că am atras simpatie
și prezența dumneavoastră aici la Miercurea Ciuc să transmite meciul e un pas, e o chestie pozitivă. Sperăm ca ceea ce s-a întâmplat astăzi din punct de vedere al mediei, a dumneavoastră, să veniți la meciul să transmitem. În rest, echipa trebuie să muncească și să creștem. Este un rezultat 5-0 pentru Miercurea Ciuc. Acum va avea loc și înmânarea trofeului, sau celor două trofee de finaliste și de câștigătoare a cupei. Steaua București, finalistă, primește cupa de echipă care a ajuns în finală. Capitanul echipei Steaua, Filip Andrei, primește acest trofeu de la Miercurea Ciuc. Probabil va primi Tihamer Bețe. Capitanul echipei din Miercurea Ciuc. Este a 13-a Cupa României câștigată de echipa din Ciuc. Felicitări câștigătorilor, onoare învinșilor, atât de aici de la patinoarul Vacar Laiuș din Miercurea Ciuc. Eu sunt Teodor Avrămescu, îi mulțumesc lui Ioan Timariu pentru că a fost colegul meu de comentariu și îl mai așteptăm și la alte meciuri, pentru că specialitatea mea nu este hockey-ul. Vă mulțumim pentru atenție, îți mulțumesc, Ioan, și te așteptăm și altă dată. Cu siguranță, mi-a făcut mare plăcere și vă așteptăm la hockey ori de câte ori aveți posibilitatea și Steaua joacă într-un meci important. Atât de aici, în numele echipei Steaua TV. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, o seară plăcută!